Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce veselie urmează! S-au întors brusc vremurile în care corupții scăpau de pedeapsă prin schimbarea legilor și prin deciziile Curții Constituționale. Sau cine știe, poate că vremurile alea n-au trecut de fapt niciodată, ci numai acțiunile respective au intrat sub radar, au devenit mai discrete, mai lente așa, până când, iată, efectele nu mai pot fi ascunse. Peste tot la știri este informația că în urma unei decizii a înaltei curți de casație și justiție, mii de inculpați ar putea scăpa acum de dosarele penale prin prescrierea faptelor. Jurnalistul Liviu Avram este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața, Liviu, dacă ne auzi, bună dimineața, te auzim. Ne auzi, bună da? Dimineața, da, vă aud și eu. Liviu, ne poți traduce, te rugăm, adică ce înseamnă asta că prin decizia ICCJ nu mai este întreruptă prescripția răspunderii penale? Ce este prescripția specială? Explică-ne pentru noi, oamenii care nu ne pricepem. Cât timp avem la dispoziție? Câteva minute, deși ai vrea ani. Glumesc. Bun, hai să stabilim mai întâi ce este prescripția. Prescripția este ca o ghilotină în beneficiul infractorilor. În momentul în care cade, retează dreptul statului de a-i pedepsi pe infractori. Ea cade după un anumit interval de timp de la comiterea infracțiunii, interval stabilit prin lege. Principiul fiind că cel care a comis infracțiunea are remușcări și el suferă. Celeritate. Nu. E o formă de a obliga statul să acționeze cu celeritate și să pedepsească infracțiunea cât mai aproape de momentul comiterii ei, nu după 50 de ani. Uh-huh. Bun. Cine poate ține ghilotina asta sus? Magistrații, procurorii și judecătorii, în timpul procesului penal, prin îndeplinirea oricărui act de procedură. Practic, în momentul în care procurorul trimite o citație inculpatului, el resetează cronometrul care măsoară perioada de prescripție. O ia de la zero. Uh-huh. Până aici e limpede. Da. Acum, întrebarea care s-a pus în 2018 la Curtea Constituțională este ce fel de act poate întrerupe cursul prescripției, poate ține ghilotina sus. Uh-huh. În vechiul cod penal se spunea că orice act făcut de procuror care se comunică inculpatului, ca și inculpatul să știe că s-a efectuat acel act și cursul prescripției o ia de la zero. În codul penal din 2014, nou cod penal, s-a spus că orice fel de act pe care îl face procurorul, chiar și cel pe care îl face el în biroașul lui, fără să-l comunice suspectului, e de natură să întrerupă cursul prescris. Acum, e o discuție juridică între specialiști cum e mai corect, dar cert este că în 2018 Curtea Constituțională, sesizată cu acest articol, a spus așa: nu e corectă prevederea din nou cod penal. Și cea din vechiul cod penal este corectă. În urma acestei decizii, toate autoritățile judiciare au aplicat de facto vechea prevedere, că cursul prescripției se ia de la zero la orice act care se comunică suspectului. Adică, ce înseamnă asta? Tot sistemul judiciar, inclusiv în alta curte, a considerat că decizia CCR este una interpretativă, uh-huh, care ține loc de lege. Deciziile interpretative, spre deosebire de cele așa numit simple, țin loc de lege. Dacă legiuitorul, parlamentul, guvernul nu pune ceva în locul prevederii declarată neconstituțională, acea decizie ține locul legii. Deciziile simple ale CCR operează ca radiera. Șterge și dacă legiuitorul nu pune nimic în loc, avem vid legislativ. Deci, vreme de 3-4 ani de zile, până anul acesta, tot sistemul judiciar, inclusiv în alta curte, au spus că decizia CCR din 2018 ține loc de lege. Însă anul acesta, prin aprilie, CCR, sesizat din nou cu acest articol,
ne-a făcut uriașa surpriză și a spus nu. Aia este o decizie simplă care operează caradiera. Deci vreme de 4 ani de zile nu ați avut prevedere legală care să întrerupă cursul prescripției. Adică ghilotina a căzut acum 4 ani, dar voi n-ați știut. Vă spunem noi acum. Cam ăsta a fost mecanismul care s-a întâmplat. Iar ieri, în alta curte, nu a făcut decât să consfințească ceea ce a spus Curtea Constituțională în aprilie anul ăsta. Deci, practic, prin decizia CCR s-au mai adăugat subit 4 ani sau câți ani la prescripția faptelor de care sunt suspectați anumiți infractori. Dacă cineva a comis o faptă în 2014 și avea prescripția de 8 ani, orice act a fost făcut din 2018 încoace nu a mai întrerupt cursul prescripției. Bun, acum... S-a lăsat să curgă și anul ăsta scapă. Și acum întrebarea logică ar fi, dar de ce durează aceste procese atât de mult? Astfel încât se prescriu faptele înainte de finalul judecății. Depinde de la caz la caz, de la dosar la dosar. Sunt dosare foarte complicate, cu expertize. Inculpații trag de timp, avocații la fel. Deci nu asta este problema, că unele procese durează. Asta e. E o vină și a sistemului că e supraîncărcat, că are oameni puțini. Dar e și o consecință a sistemului însuși. Adică, totuși, 8 ani, 10 ani, 8 ani, 10 ani pentru un proces cu suspiciuni de corupție nu e totuși un pic cam mult? Da, și mie mi se pare mult, dar nu asta e problema. Problema e ca, într-un final, să poți să duci până la capăt și să-i vezi că cei care au furat mai fac și ceva cu șcărie, să eventual mai și dau și bani înapoi. Ori decizia, aceste decizii și ale CCR-ului și ale în alte curți, aici e tragedia, că practic pun capăt unor dosare penale fără ca victimele să fie compensate pentru suferințele lor și fără ca prejudiciile să mai poată fi recuperate. Cine ar fi beneficiarii acestor? Primii beneficiari? Nu beneficiari, e plină presa, cu Elena Udrea, cu Popoviciu, cu toți șmecherii ăștia de care tot auzim de ani și ani de zile. Dar tragedia mare nu este acolo. De la cetățenii simpli care suferă și în urma acestor decizii, că văd că cel care le-a furat, care i-a dat în cap, care i-a omorât pe cineva drag, nu mai poate fi pedepsit. Mulțumesc foarte mult, Liviu Avram, pentru explicații și pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.